Revoluția de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României. Tudor Vladimirescu s-a născut în satul Vladimir din Gorj, într-o familie de țărani liberi, cu o bună stare materială. A devenit unul dintre reprezentanții tinerei burghezii aflate în plină ascensiune. A fost arendașul mai multor moștii, vătaf de plai de mehedinți și a practicat negustoria. A călătorit mult în țară și în străinătate. A învățat câteva limbi străine și a legat o strânsă prietenie cu intelectuali ardeleni, Gheorghe Lazăr, devenindu-i sfetnic apropiat, prin intermediul cărora a avut acces la lucrările unora dintre corifeii școlii ardelene. Duminică, 23 ianuarie 1821, la Padeș, în prezența aproximativ 100 de plăieși și a colaboratorilor săi apropiați, Tudor Vladimirescu a lansat chemarea la luptă către tot norodul omenesc, care a devenit cunoscută în istorie ca Proclamația de la Padeș. Prin această declarație, poporul era mobilizat la luptă împotriva răului din țară pentru statornicia unui nou regim politic în țară. La 28 februarie, două coloane ale Armatei Revoluționare Românești au plecat spre capitală. Pe 17 martie, pandurii ajungeau la Ciorogârla, pentru ca a doua zi, pe seară, să ajungă la Cotroceni, pe atunci în imediat apropierea Bucureștiului. După ce cu o zi mai înainte dăduse o nouă proclamație prin care cerea tuturor cetățenilor țării, indiferent de condiția socială, să se unească pentru obșteasca fericire, pe 21 martie, pandurii au intrat triumfal în București. Din păcate, în rândurile armatei se înmulțiseră însă actele de indisciplină, în condițiile în care membrii ei nu mai vedeau un beneficiu evident al continuării luptei. Patru dintre căpitanii de panduri au refuzat să-și exprime în scris adeziunea la mișcare, iar cei rămași, supărați de faptul că Tudor comandase execuția unuia dintre ei pentru nesupunere, au transmis liderilor eteriști corespondența lui Tudor cu otomanii. Etichetat ca trădător de eterie, Tudor a fost arestat și ridicat de Iordache Olimpiotul din mijlocul taberei sale, fără ca vreunul dintre panduri să se împotrivească. Tudor Vladimirescu a fost capturat de oamenii lui Ipsilanti pe 21 mai. Iar o săptămână mai târziu, în noaptea de 27-28 mai 1821, conducătorul pandurilor a fost tăiat cu săbiile după ce fusese torturat, trupul fiindu-i aruncat într-o fântână. Executarea lui Tudor Vladimirescu a privat Revoluția de conducerea unitară de până în acel moment. Iar adunarea norodului a început să se dezorganizeze încet. Destrămarea armatei pandurilor nu s-a petrecut imediat. Aceștia luptând separat sau în alianță cu eteriștii, cu otomanii până spre sfârșitul lunii iunie. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.